la cumpărături, dacă se făcea zacuscă, Adiță se ducea după legume la piață și tot așa. Și fix despre zacuscă vorbim cu doamna Ruxandra Pleșa. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bună dimineața, doamna Ruxandra Pleșa! Deci se făcea zacuscă. Da, se făcea, da, păi, la toate apartamentele, nu? Da. În perioada asta urcai pe scară și mirosea numai... Mirosea. Și sunteți dovada vie că după ce ați mâncat acea zacuscă în copilărie și poate și în prezent, sunteți un om sănătos. Uai, leu, dar ce așa sănătos. Că deci putem să tragem o mică concluzie exact. Că e sănătoasă zacuscă. Prima concluzie, da. Sigur că depinde de modul în care o facem. Pot fi rețete mai dietetice, pot fi rețete care te solicită mai mult din punct de vedere al digestiei, să spunem așa. Pentru că zacusca are la bază legume, în primul rând, dar dacă ele se prăjesc, în special ceapa din zacuscă, dacă se prăjește intens, dacă se face maro și apoi se adaugă, este indigestă. Și atunci, după o lingură de astfel de preparat la un vecin mai rău, simți așa că te ia blestemul, da? Și te gândești că poate a făcut, ți-a zis el ceva de rău, dar nu, el a pus ceapă prăjită. Alții pun bulion, de fapt toată lumea pune bulion și unii consumatori au gastrită și atunci la aceștia bulionul de roșii nu cade bine. În general, roșiile sub orice formă la gastrită nu merg. Sunt acide? Sunt acide, bulionul, roșiile crude, roșiile fierte, toată categoria de roșii face rău. Cum arată o zacuscă sănătoasă din toate punctele de vedere? Cum preparăm legumele și ce amestecăm? Ce punem acolo? Legumele pe plită, în tavă, la disc, la ceaun, da, se coc întâi, se curăță foarte bine, se toacă, apoi se mai dau puțin, până la a se prăji intens, se mai gătesc puțin, apoi, bineînțeles, se adaugă uleiul. Cei mai răi le fierb în ulei, se folosesc acele cantități industriale de ulei și asta nu este bine, pentru că și caloriile vor crește. Dar dacă reducem la jumătate cantitatea de ulei, avem și calorii mai puține. O zacuscă, la 100 de grame, poate să aibă între 50 și 200 de calorii. Deci, vedeți, variază și dar caloriile pe de-o parte, în funcție de rețetă. Având în vedere că zacusca preponderent se face pentru perioada de iarnă, pentru frig, unde avem nevoie de mai multe calorii, pentru consumăm mai mult, e frig, corpul se luptă cu asta. Da. Nu e mai bine să fie mai puternică? Dacă noi astăzi stăm în medii încălzite și nu mai facem sport și stăm așa la gura sobei și mâncăm zacuscă, încasă în mașină. Noi mâncăm doar zacuscă toată iarna. Ea este o gustare. Avem, exact. Ea este o gustare și numele său din limba slavă, exact acest lucru înseamnă gustare. Prima dată s-a produs în Armenia, în Georgia, apoi a intrat în Moldova și s-a răspândit pentru că este foarte bună. La bază este adaptat. Dar el a devenit brand de țară și rețetele variază atât de mult încât există zacuscă cu hribi, cu ciuperci, aceasta fiind preferată. Am gustat, am avut concurs de zacuscă aici, am văzut tot felul de... Cu pește? Da, cu pește la Lipova, da, și cu hrib este foarte sănătoasă, hrib pentru că aceste ciuperci păstrează chiar și după gătire foarte mulți nutrienți. Mie îmi place că ciupercile au siliciu, spre exemplu, cu ghebe, da, hribii sunt produse de înaltă calitate nutrițională. În general, după gătire, unii nutrienți se pierd, vitamina C în special, acidul folic, nu în totalitate, depinde și cât de mult prăjim legumele, însă foarte multe minerale, fitonutrienți se păstrează. Nu mai vorbesc de fibre. Fibrele abundă în zacuscă, așa că este o gustare foarte potrivită când vrem să ne îmbunătățim cantitatea de fibre pe care o consumăm. Acum și gustare poate fi la orice oră și poate fi în orice cantitate. Dar nu mai înainte de ora 19, când avem ultima masă, atunci este... Pentru că da, o punem pe pâine, așa goală, clar nu o mâncăm. Și în cape... Să ne lăsați să mâncăm cu pâine. Cu pâine, da. Dar vedeți, pâine integrală. Integrală. Și acest lucru face diferența cum o consumăm. Și dacă vrem să fim, nu știu, la ora 11, ne apucă pofta de zacuscă. O punem pe o felie de andivă, pe ardei gras, pe gogoșar, pe niște legume, cu niște becișoare, și cum se mănâncă zacusca. De morcov. La noi pe platou, de exemplu, există o vorbă, să nu ai încredere în oamenii care desfac un borcan de zacuscă și nu-l termină. Exact. Într-unul singur? Da. Păi da, cum? Păi de-aia le facem așa, de mici, borcanele de 4 mici. Astea sunt șaturi de zacuscă, nu sunt? Nu susțin această afirmație, desigur. Mai vedem, mai vorbim. Cu ce putem să... De cele mai multe ori mâncăm zacusca goală, dar se întâmplă să mai punem și ceva lângă ea.
Frigărui, de exemplu. Frigărui este o rețetă foarte bună, să combinăm aceste legume cu niște frigărui. De fapt, la unele restaurante chiar așa se servește, în toată zona Balcanilor există zacuscă sub o formă sau alta și unii o servesc alături de carne, de frigărui. Mi se pare o combinație excelentă, da, chiar și pentru cină. Dacă înlocuim, dacă înlocuim o masă doar cu zacuscă pe pâine și nimic altceva, dacă pe e o zacuscă de pește, ar putea să fie chiar un produs complex. Dacă e o zacuscă cu fasole, de asemenea, pentru că și în pește și în fasole avem proteine. Exact. Așa că vin ceva carbohidrați, mai ales dacă în zacuscă se pune și morcov, unii pun chiar și mere, da? E o mâncare bogată în carbohidrați care vine alături de proteine și da, putem să facem ciuperca o masă... nu are proteine, nu? Ba și ciuperca, și să ciuperca. Zicem că la jumătate față de carne. Nu de ce ciupercă. Ne târgi, cum zicea mama. Deci este foarte versatilă zacusca noastră. Și foarte bună la gust zacusca, este extraordinar. Să știți că atunci când am văzut că veniți la noi și vorbim despre cât de sănătoasă e zacusca, am zis ce-a făcută cred. Corect. Eu am scos un borcan de zacuscă și am zis cuza, poftim, ia de mănâncă și a zis nu mănânc până nu vine doamna Pușa să-mi explice dacă este bună și cât de bună e. Ultima noțiune. Să nu spuneți că e nesănătoasă. Pentru că el ține foarte mult la sănătatea lui și nu vrea să-i se usuce tenul. O noțiune mai vreau să spun, că la 3 kg de legume să punem maxim 500 de ml de ulei și nu 1 kg. Am înțeles. La rețetă. Bine, vă mulțumim frumos. Aveți un weekend minunat. Și bine că nu mi-ați demontat mitul ăsta și că zacusca în continuare e sănătoasă. Pentru că din facultate eu am deprins o pasiune pentru zacuscă. Se vede. Nu pot să mănânc mai mult. Luăm pauză, mă duc la zacusca noastră. Da. Să aveți o zi excelentă. Să nu fie floarea din borcanul de zacuscă. Să vă bucurați de câțiva fulgi de zăpadă în acest weekend. Să sperăm că nu o să fie, că n-am cauciucuri. Luăm o